Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitata mea din această seară este doamna Emilia Meiroșu, deputat pro-România, președintele formațiunii pro-România la Brăila. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sunteți pentru a doua oară în platoul emisiunii Deschide Lumea. Data trecută ați venit însoțită fiind de către domnul Victor Ponta, președintele formațiunii pro-România. Care au fost reacțiile după acea emisiune, doamnă? Am plecat încântați că am avut posibilitatea să ne exprimăm gândurile la televiziunea dumneavoastră. Publicul din Brăila, încântat de mesajele pe care le-a transmis domnul președinte Victor Ponta, și sunt convinsă că dialogul pe care l-am avut în studioul dumneavoastră pe tema podului în special și pe relația Brăila-Galați, cred că au avut priză și Aveau nevoie colegii dumneavoastră de la Pro-România așa de susținerea domnului Victor Ponta? E un partid totuși proaspăt înființat. Avem un lider important care se numește Victor Ponta, este președintele partidului și întâlnirea la Galați atunci a fost la Brăila și respectiv în studioul dumneavoastră, a fost înainte de congres. Astăzi am avut o zi complicată în Parlamentul României, o zi care a fost marcată de raportul Uniunii Europene, un raport mai critic ca niciodată, spun cei care se pricep la acest lucru. Cum l-ați recepționat dumneavoastră, fost membru al Partidului Social Democrat, o persoană care a decis să plece din Partidul Social Democrat din cauza faptului că, acum citesc din memorie, întreaga putere a partidului e concentrată în mâna unui singur om, vă referați la domnul Liviu Dragnea. Și rezoluția Parlamentului European și raportul PMCV al Comisiei Europene par a fi îndreptate împotriva deciziilor luate în România. Ele însă cred că s-au dus într-o zonă de sancționare a exercițiului de forță pe care România îl transmite într-o altă dimensiune. De 2 ani și jumătate aprobăm, votăm legile justiției, se duc la Curtea Constituțională, se întorc în cameră și astăzi au fost trei propuneri legislative votate de majoritate pe aceeași temă. Adică exercițiul continuă. Ele vor fi din nou trimise la Curtea Constituțională, deci perioada va deveni mult mai lungă de acum încolo. Oricum, este o notă proastă pentru țara noastră din cauza exercițiului acesta al guvernării și al forței pe care vor să o impună chiar și în justiție. O notă proastă pentru România sau o notă proastă pentru guvernul României? Mai degrabă pentru guvernul României. Nu cred că Parlamentul European sau Comisia Europeană au ceva de reproșat poporului român. Un MCV dezastruos pentru guvernarea actuală, s-a spus foarte clar că în ciuda succeselor înregistrate în ultimii 10 ani, cel puțin în lupta împotriva corupției, în ultimul an România a făcut pași în spate și acum am să citez: din păcate, în cazul României, regresul este semnificativ față de ceea ce s-a realizat în ultimii 10 ani. Sunt presiuni asupra justiției, au fost făcute modificări legislative care afectează independența magistraților, au fost demarate proceduri împotriva procurorilor șefi, iar toate acestea au efecte negative asupra luptei anticorupție. România a parcurs un maraton și este păcat ca pe ultima 100 de metri să rateze tot ceea ce a făcut bun în ultimii 10 ani. Este o declarație făcută de domnul Frans Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, membru al socialiștilor europeni. Foarte important că la un moment dat s-a dus discuția într-o altă dimensiune. Da, domnule, asta fac cei de la Partidul Popularilor Europeni, asta fac popularii europeni. Nu, e vorba de un socialist european care a declarat că regresul este înregistrat în ultimul an. Deci nu vorbește. Iar în continuarea citatului dumneavoastră aș putea să îmi exprim mâhnirea că domnul Timmermans a precizat că Bulgaria este înaintea noastră. Deci ruperea aceasta a Bulgariei
pe MCV de România mi se pare extrem de periculoasă, pentru că noi tot timpul am fost împreună în această discuție și cel puțin eu, ca om politic, credeam că ridicarea MCV-ului va fi și pentru România și pentru Bulgaria, astfel încât să îndeplinim și criteriile pentru Schengen. Pentru că suntem foarte apropiați. Iar ruperea aceasta mi se pare într-adevăr jignitoare, umilitoare. De urgență vor trebui luate măsurile astfel încât să se remedieze această situație. În condițiile acestea, nu credeți că se impunea ca măcar 1-2 miniștri din actualul guvern, nu vorbim acum de o demisie a premierului, să fie avut de suferit de pe urma acestor rapoarte absolut negative venite de la Strasbourg? Noi la Pro-România spunem de ceva vreme că ne trebuie la 1 ianuarie un alt guvern, un guvern competent care să fie capabil să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Lucrurile acestea par din ce în ce mai imposibile a se îndeplini, cât despre sancționarea unor miniștri se pare că se pregătește în Partidul Social Democrat o remaniere, o schimbare de miniștri, nu știu precis. Da, despre această remaniere s-a vorbit cu mult timp înainte de a fi primit noi raportul de la Comisia Europeană? Sau raportul... De acord, raportul este un efect a tuturor gesturilor făcute. Vă amintesc că înainte de referendum pe tema familiei a fost o întâlnire în Parlamentul European și acolo lucrurile n-au dat chiar foarte bine. Chiar și tonul și modalitatea de adresare au fost sancționate. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, aceste recomandări venite pe MCV ar trebui să fie implementate, sau mai bine spus, este obligatoriu să fie implementate, sau sunt doar cu rol consultativ? Ele în textul redactat sunt sugerate în limbaj diplomatic a fi consultative. Dar, făcând parte din această mare familie europeană și respectând regulile pe care le-am acceptat în momentul când am intrat în Uniunea Europeană, cred că ele devin obligatorii și ele trebuie corelate și cu celelalte documente pe care de-a lungul timpului ni le-am asumat, inclusiv prin decizii ale Curții Constituționale. Eu nu am studii de specialitate în domeniul juridic, nici dumneavoastră. Haideți să apelăm la cineva care chiar se pricepe. Vă rog. L-am rugat pe domnul senator George Eduard Dircă de la USR să ni se alăture telefonic. Bună seara, ne auziți? Bună seara, da, vă aud. Bună seara și invitațiilor noastre și respectatorilor. Vă mulțumim că ați intervenit. Domnule Dircă, avem o nelămurire aici. Până la urmă, recomandările venite pe MCV sunt obligatoriu de implementat, pentru că am văzut astăzi la televiziunile centrale o sumă de parlamentari care vorbeau, domnule, este doar o recomandare și atâta tot. O siguranță că ați văzut o sumedenie de parlamentari, de colegi, care vorbeau o necunoștință de cauză. Curtea Constituțională a statuat faptul că aceste recomandări sunt obligatorii. Sunt obligatorii ca urmare a unei decizii pe care Curtea, eu cred că e decizia 2 din 2012, în care Curtea spune cu subiect și predicat că deși acestea sunt recomandări și nu sunt regulamente sau directive care știm că trebuie să le transpunem sau să le aplicăm în integralitate în legislația națională, aceste recomandări devin obligatorii datorită calității noastre de membru al Uniunii Europene, al faptului că am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, cât și datorită prevederilor articolului 148 din Constituția României. Deci este evident că aceste recomandări sunt obligatorii pentru noi, de altfel cum au fost de-a lungul timpului în ultimii 10 ani, sigur că da, ele au fost recomandări, noi le-am îndeplinit și făceam un pas în față de fiecare dată, eliminând anumite subiecte sensibile. Păi atunci cum vă explicați dumneavoastră? Om care este, un avocat, un om care chiar se pricepe foarte bine, că astăzi în Parlamentul României nu s-a ținut cont de niciuna dintre aceste recomandări, mai mult s-au pus la vot ordonanțele acelea de urgență cu numerele 90 și 92. Da, mă rog, ordonanțele 90 și 92 veneau ca urmare a recomandărilor raportului Comisiei de la Veneția. Raportul MCV este ulterior, nu numai că nu s-a ținut cont de aceste recomandări, ba mai mult decât atât, s-a arătat un gest obscen
o imagine pe care, mă rog, ne-am capturat-o, care spune cât 1000 de cuvinte, nu mai avem nevoie de altă descriere. Este evident că în ultima perioadă alianța de guvernare se îndepărtează foarte mult de la valorile europene. Există această retorică populistă conform căreia noi suntem un stat suveran, dar nu trebuie să uităm că în momentul la care am aderat la Uniunea Europeană, în comparație cu alte țări, noi și Bulgaria am aderat cu un asterix, și anume acela că pentru o perioadă limitată vom respecta recomandările pe care Comisia ni le transmite prin acest raport, prin acest mecanism de verificare și cooperare, că asta înseamnă MCV, ca toată lumea trebuie să înțeleagă, mecanism de cooperare și verificare. Deci el este un instrument pus la dispoziția noastră de experți europeni pentru ca țara noastră să se alinieze la anumite standarde europene, astfel încât să nu mai existe discrepanțe între nivelul nostru legislativ și cel al țărilor deja membre în Uniunea Europeană. Și vedem că suntem astăzi în situația rușinoasă în care Bulgaria a reușit să respecte aceste recomandări și iată că Bulgaria este la un pas ca acest mecanism să fie ridicat și ea să nu se mai supună acestui mecanism. În schimb, ce noi, începând cu anul 2017, deși ne s-au atras de mai multe ori atenția, am început să alergăm pe contrasens, cum spunea Franz Timmermans sau alți reprezentanți ai Comisiei Europene cu care ne întâlnim noi aici la București, care ne spuneau, domnule, este păcat pentru progresele pe care le-ați realizat în tot acest timp, este păcat că acum, la final, să vă împiedicați. Domnule Dircă, o ultimă întrebare, vă rog. Ce riscă România în cazul în care totul se încăpățânează să nu implementeze aceste recomandări venite de la Strasbourg? Ungaria. Păi, în afara faptului că ne decredibilizăm în fața partenerilor noștri europeni, în fața țărilor care ne întind o mână și ne oferă fonduri pentru ca noi să ne dezvoltăm, pur și simplu ajungem să fim subiectul unei rezoluții în cadrul Parlamentului European. Deci acest raport de verificare și de cooperare se discută la nivelul Comisiei. Dar iată că noi am reușit, ca urmare a faptului că nu am respectat aceste recomandări, din contră am acționat total împotriva acestor recomandări, am reușit să ajungem subiectul unei rezoluții în fața Parlamentului European, acum în pragul preluării președinției rotative a Comisiei Europene. Este rușinos, sincer, este rușinos pentru noi, pentru statul român, pentru cetățenii României, care noi împărtășim aceste valori pro-europene. Este rușinos că un partid aflat la guvernare să răstoarne toată această prezumția de bună credință cu care noi suntem beneficiem de ea în rândul statelor europene în calitate de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule senator. A fost senatorul George Eduard Dircă de la USR, este senator de Galați. Vă așteptăm aici când ajungeți în Galați, vă așteptăm în platoul emisiunii să mai discutăm despre aceste teme, pentru că până la urmă e un subiect mai greu și trebuie discutat cu niște oameni de specialitate. Vedeți, domnule Rugina, noi nu suntem de specialitate, nu suntem avocați, dar ideile pe care noi le-am emis au fost de bun simț și în concordanță cu ideile emise de un specialist. Da, eu am rămas foarte surprins astăzi, mă așteptam să văd la lucrările din Parlamentul României o discuție pe această temă. O discuție pe această temă, mă așteptam să văd parlamentarii din PSD și ALDE încercând să dea un mesaj, domnule, am recepționat așa cum trebuie aceste mesaje venite de la Bruxelles, de la Strasbourg și vom acționa în consecință. Bun, ce am văzut? Am văzut niște parlamentari de la putere ieșind astăzi la contraatac și vorbind despre ingerință în legislația românească, despre faptul că MCV-ul e politizat și așa mai departe. Dumneavoastră, cum ați perceput din interior acest lucru ziua de astăzi? Ca pe o mare demagogie. Deci a fost un discurs prin care se urmărea doar trecerea celor două proiecte de legi care vizau aprobarea ordonanțelor
Și restul a fost demagogie, nicio asumare a responsabilității pe MCV, dimpotrivă o pasare a responsabilității pe niște teme colaterale. Am rămas foarte mirat când am văzut o declarație a domnului Augustin Zegrean, citez: România nu a fost introdusă cu forța în Uniunea Europeană. Ne-am angajat să respectăm toate recomandările. Ori ești, ori nu ești în Uniunea Europeană. Vedeți, dumneavoastră, e un mesaj extrem de periculos, pentru că am văzut în media că oameni politici se joacă cu această idee pe care o aruncă în rândul populației, aceea că putem fi în Uniunea Europeană dacă vrem și putem să nu respectăm regulile Uniunii sau putem să ieșim. Mi se pare extrem de periculos. Credeți că această speculație este viabilă până la urmă? Mie îmi place să cred că este viabilă dacă reușim să ne uităm la tipul de mesaje pe care îl transmit unii oameni politici. Ar trebui să ne delimităm clar prin același mesaj de bun simț. Deci noi românii ne dorim în Uniunea Europeană, să nu uităm că am atras fonduri europene, foarte mulți bani în comparație cu sumele pe care România le-a plătit. Să nu uităm că avem 4-5 milioane de români care trăiesc la ora aceasta în Uniunea Europeană și au dorit o viață de altfel, o viață într-o societate mult mai așezată și poate și dezvoltată economic, nu poate, sigur, și atunci nu putem să negăm aceste lucruri. Deci noi suntem cetățeni europeni. Ar însemna să renunțăm la niște drepturi. Deci mi se pare extrem de periculos ca un om politic, un om de imagine, un om care iese pe media, să arunce asemenea teme. Și aș ruga pe toți cei care sunt tentați să cadă în această capcană să încerce să evite. Da, vă dau acum dreptate de ce stăteam și mă gândeam câți ani am privit noi așa cu jind înspre partea de vest. Dom'le, vrem și noi să ajungem să trăim ca oamenii aia din vestul Europei, cum spuneam noi la momentul respectiv, înainte de Revoluție. Acum suntem primiți în Europeană și ce facem noi? Când nu ne convine, că nu ne adaptăm la legislație cel puțin, ne apucăm și certăm pe cei de acolo. În campania electorală din 2016 mi-aduc aminte că am crezut cu tărie, cu tot sufletul meu, că vom reuși să îndreptăm lucrurile în România, astfel încât mare parte din românii noștri plecați afară se vor întoarce acasă. Acum trăim un sentiment foarte ciudat în care cei care au plecat sunt buni plecați, dar îngrijorător este faptul că din ce în ce mai mulți oameni ne spun că vor să plece. Adică aici trebuie să fim atenți la mesajele emoționale pe care le transmitem, pentru că România se redresează. Că astăzi au refuzat să discute despre MCV, mâine trebuie să discute, pentru că este tema națiunii și națiunea va impune tema de dialog și într-un final sper să ajungem să facem și politica adevărată în Parlamentul României. Păi, dar spuneați în de mesaje emoționante. Nu există dialog între oamenii politici, între grupurile politice, fiecare merge pe drumul lui, s-a renunțat la acest tip de dialog. Iar vă contrazic, doamna, înseamnă... există un dialog între grupurile politice, am văzut, toată țara a văzut astăzi cum domnul Florin Iordache a avut un mesaj foarte clar transmis înspre opoziție, acele degete ridicate într-un gest absolut mitocănesc. Iar după aceea, ce m-a mirat și mai mult... Mi se pare că acela a fost dialog. E o formă de comunicare, dacă stați și ne gândim. I-a incitat pe ceilalți să se ducă la microfon să dea o replică. Iată. Pe măsură. Este dialogul politic din ziua de astăzi. Politică înseamnă să discutăm și să luăm deciziile potrivite pentru a guverna bine în această țară. Nu a face gesturi obscene și nu a forța niște lucruri care sunt absolut nefirești, inclusiv ce ne reproșează Uniunea Europeană pe MCV. Știți ce m-a mirat și mai tare? De 2 ani de zile stăm în discuțiile pe legea justiției. Da. Ele s-au terminat, urmează contestația și pe ordonanțele acelea. Haideți să ne apucăm să facem lucruri bune pentru țară. M-am mirat la domnul Iordache după ce a făcut gestul acela absolut reprobabil. S-a dus în mijlocul jurnaliștilor, i-au atras atenția jurnaliștii. Domnule, de ce ai făcut gestul ăla? Și, doamnă, nu i s-a clintit absolut niciun mușchi pe față. Nu, ați văzut aiurea. Vi s-a părut, lăsați-mă să vorbesc. Deci, omul acela n-avea niciun fel de sentiment de vinovăție. Și ăsta mi se pare un lucru absolut reprobabil. Cum au ajuns astfel de oameni în Parlamentul României?
Au ajuns prin votul cetățenilor, dar nu despre asta este vorba. Este vorba și despre asta, pentru că la un moment dat o să se pună așa o ștampilă peste toți politicienii și asta vă afectează și pe dumneavoastră, că nu toată lumea arată semne obscene sau se adresează doamnelor din Parlamentul României, așa cum s-a adresat la un moment dat domnul Șerban Nicolae. Țineți minte despre ce este vorba. Bine, aveți și dumneavoastră la Galație. O, da, sigur că da, cum să nu? E vorba despre domnul Bacalbaș, acel care la un moment dat a fost, știu eu, pedepsit de către Partidul Social Democrat, a fost scos 6 luni. Bine, parcă pe... acolo sunt teme mult mai serioase decât gesturile obscene și cuvintele pe care și le aruncă unii altora. Da, nu, e trist că la un moment dat se demonetizează tot ceea ce înseamnă activitatea din Parlamentul României. Se poate și așa, zice-se. Da. De la ultima noastră întâlnire, Pro-România a avut un congres. Un congres în urma căruia domnul Victor Ponta a fost ales președinte, iar dumneavoastră a fost numită vicepreședinte Pro-România la nivel național, fiind responsabilă în domeniul educației. Cum a fost la acest congres? Congresul s-a desfășurat pe durata 2 zile. Sâmbătă am avut întâlnirile pe departamente, pe zonele de preocupare ale fiecăruia. M-am ocupat de departamentul de educație alături de domnul Sorin Câmpeanu și de doamna Mihaela Huncă. Am avut invitați deosebiți, oameni deosebiți din domeniul educației, inclusiv sindicatele, ONG-urile. Reprezentanții ONG-urilor au ridicat idei în domeniul educațional, au făcut propuneri. Lucrurile nu se vor opri aici. Este o primă întâlnire și ne-am făcut un grafic astfel încât la maxim 3 luni să avem pe zone câte o întâlnire pe fiecare domeniu. Următoarea întâlnire va fi la Botoșani și undeva în februarie întâlnirea va fi în zona noastră Brăila-Galați. Astăzi când vorbim, Partidul Pro-România are filiale în toate județele țării? Da. Și aveți și reprezentanți, deja v-ați stabilit cu cine veți ieși la luptă în anul electoral 2020 pentru primării, pentru sau încă este, lucrați? Este prea devreme pentru a stabili lupta electorală pentru 2020, însă ne pregătim pentru alegerile din 2019 europarlamentare. Ați fost descriși dumneavoastră ca partid ca fiind o alternativă pentru cei care aleg să părăsească Partidul Social Democrat. Chiar și nu numai. O publicație online a scris despre Pro-România că este, citez, un aspirator de PSD-iști. Chiar atât de curtați sunteți de către colegii parlamentari? Pro-România este un partid cu oameni care își doresc o politică altfel. Chiar și noi, cei care suntem acum în politică, ne-am săturat de modalitatea asta de a face politică. Și atunci am pornit acest proiect prin care putem să adunăm la un loc oameni care au făcut politică, care sunt în politică, care sunt PSD-iști, care sunt în altă parte sau sunt oameni care n-au făcut niciodată politică, dar vor să se implice într-un proiect de a așeza lucrurile, ca politica să iasă altfel, decizia să fie cea corectă și întotdeauna să ne uităm în ochii cetățenilor și să luăm deciziile pentru el. Și ce veți face dumneavoastră Pro-România dacă la un moment dat vor bate la ușa partidului de-al de domnul Florin Iordache, de-al de oameni care sunt foarte buni la gestul, la comunicarea aceasta de care am vorbit mai devreme? Mesajele președintelui partidului au fost, cred, extrem de clare și concludente. Nu au ce căuta oprișanii și alte personaje. Dar am citit în presă că la congresul dumneavoastră au fost invitați și câțiva dintre oamenii social-democrați care ocupă funcții importante. De exemplu, citeam că domnul Negoiță, primarul sectorului 3, a fost invitat la dumneavoastră și chiar a avut un discurs anti-PSD. Este domnia sa următorul viitor membru al Partidului Pro-România? Domnul Negoiță este membru PSD și primarul sectorului 3. La Congresul Pro-România a participat în calitate de invitat și a avut dreptul la cuvânt și a exprimat ideile pe administrație, pe capitolul administrație și a exprimat și ideile politice. Am pus această și întrebare pentru că... Și nemulțumirea vis-a-vis de... Da, păi știu că există un mare meci în momentul de față între domnia sa și susținătorii ai domnului Liviu Dragnea.
Vi l-ați dori pe domnul primar Negoiță în Pro-România? Nu știu dacă își dorește dumnealui să vină la Pro-România. Este dar, vă rog, primarul sectorului 3 și membru al Partidului Social Democrat și cred că și președintele organizației PSD Sector 3. Păi haideți să vă dau un alt nume care este tot primar și tot membru al Partidului Social Democrat, dar care se află într-un meci deschis cu domnul Liviu Dragnea. V-ați dori-o pe doamna Gabriela Firea în partidul dumneavoastră? Nu cred că își dorește doamna Gabriela Firea. N-am auzit-o exprimându-și dorința de a veni la Pro-România. N-am auzit această... Dar dacă și-ar exprima, este o persoană care ar avea ușile deschise? Analizăm la momentul potrivit. A, deci nu intră la capitolul toți oprișanii, da? N-am luat o decizie, nici n-am avut o discuție pe această temă și Pro-România e un partid deschis în care chiar dialogăm și luăm deciziile împreună. Din câte am văzut, una dintre persoanele pe care domnul Victor Ponta și-ar dori un partid este doamna Corina Crețu, comisar european, membru al Partidului Social Democrat. Și la un moment dat, într-o declarație de-a domniei sale, tot pentru o publicație online, a spus că doamna Corina Crețu reprezintă într-adevăr o persoană absolut competentă care întotdeauna ar avea... Și nu vi se pare că este corect? Este comisarul României și pentru este dezvoltare. Pentru dezvoltare este un portofoliu extrem de important și este omul care a avut curajul să ne atragă atenția că pierdem bani. În emisiunea trecută vă amintiți că am discutat despre pod. La ora aceasta pot să vă spun că am continuat acel demers și am răspunsul de la Ministerul Fondurilor Europene scris, deci am o asumare scrisă că în ianuarie cererea de finanțare va fi trimisă Comisiei pentru aprobare. Apoi în martie scris se va da ordinul de începere a lucrărilor pentru podul peste Dunăre. Vom urmări toate aceste lucruri să vedem ce se întâmplă. Doamna Corina Crețu a tras atenția, a spus cu voce mai apăsată, cu propoziții foarte simple, astfel încât să înțeleagă toată lumea că trebuie să ne mișcăm în direcția potrivită de a lua cât mai mulți bani din cei alocați. Și ar fi păcat să pierdem această finanțare. Să știți că n-ați fost singura persoană care a mers mai departe pe această temă. Eu i-am scris doamnei Crețu, am pus câteva întrebări, pentru că la un moment dat ni s-a reproșat că noi, cei din mass media, n-am înțeles foarte bine ce a vrut să spune domnia sa. Și că, de fapt și de drept, lucrurile sunt foarte bune, că sunt în grafic și așa mai departe. Iar doamna Crețu mi-a răspuns și a spus că la momentul actual nu există nici măcar solicitare pentru finanțare. Nu există... Pentru pod nu există, va fi trimisă în ianuarie. Este angajamentul Ministerului Fondurilor Europene. Da, că nu există proiectul depus. Am întrebat-o dacă proiectul acesta este întârziat și domnia s-a răspuns, domnule, teoretic nu, până în 2020 poate fi depus acest proiect, dar contează foarte tare cât de repede și cât de bine e făcut un astfel de proiect, pentru că riscați să ajungeți fără bani. Gen metrou București-Otopeni, când au finanțare doar pentru 3 stații. Li s-a aprobat din 6 stații finanțare, 3 stații, din motive de proiect. Dacă tot a spus că Partidul Pro-România este un partid deschis, care își dorește parlamentari ce văd politica altfel decât cea care se întâmplă astăzi, pe care o vedem noi pe la televizor, ați încercat să vorbiți și cu ai dumneavoastră colegi de la Brăila să-i atrageți la Pro-România? Pe domnul Tudose, pe domnul Rotaru, cine mai este parlamentar? Da, recunosc. Și ce au spus domnilor? Chiar zilele acestea am avut așa un scurt dialog pentru că am inițiat un proiect de lege pornind de la evenimentele violente din ultima vreme, nu numai din județul nostru, și din județul Buzău, și din județul Ialomița. În vara aceasta am avut tot felul de întâmplări nefericite. Și m-am dus la dumnealor să-i rog să semneze și dumnealor inițiativa legislativă. Sunt în continuare nemulțumiți pe ceea ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, dar nu și-au exprimat dorința de a veni către Pro-România. Despre felul în care comunicați dumneavoastră și colaborați cu foștii colegi din PSD Brăila o să vreau să vorbim, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim!
Bună seara! Am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitata pe care o am în această seară, doamna Emilia Meiroșu, deputat din partea Pro-România, deputat de Brăila. Bună seara încă o dată! Bună seara! Am vorbit în prima parte a emisiunii despre, raportul pe care l-am primit de la Uniunea Europeană, despre ceea ce s-a desfășurat astăzi în Parlamentul României cu acele gesturi absolut reprobabile făcute de un coleg de politică de al dumneavoastră, domnul Iordache, când zic de al dumneavoastră coleg, de politică, nu din partidul din care faceți parte. Iar înainte de pauza publicitară, spuneam că o să vreau să vorbim un pic despre modul în care comunicați, colaborați cu foștii colegi de la PSD. Pentru cei care n-au văzut emisiunea de la început, să le spunem că dumneavoastră ați fost membru PSD cât 20 de ani de când sunteți în PSD. Da. Și la un moment dat ați decis să părăsiți acest partid din cauza faptului că erați nemulțumită de faptul că întreaga putere a partidului este ținută în mâna unui singur om, a spus dumneavoastră, în mâna domnului Liviu Dragnea. Sunt membru Pro-România, dar sunt deputat de Brăila și atribuțiile mele ca deputat sunt de a dialoga, de a face politică. Sunt obligată să dialoghez cu toți colegii mei, fie că sunt de la PNL, de la ALDE sau foștii mei colegi de la PSD. Nu sunt supărați pe dumneavoastră că ați părăsit Nici partidul? Nici eu nu sunt supărată pe dumnealor. Adică, de ce ați fi dumneavoastră pe dumneavoastră? Nici ei pe mine, nici eu pe dumnealor. Deci, a rămas o relație de amicizie, de prietenie? O relație de dialog, repet. Suntem totuși aleși în județul Brăila. Deci, inscripția electorală numărul 9. V-am întrebat acest lucru. Cunosc nenumărate cazuri de oameni care au fost în același partid politic, au plecat capcana. Și din momentul ăla nu mai vorbesc. Plecăm sau, dar vrem să facem lucruri bune și atunci ce facem? Intrăm în a ne înjura unii pe alții, a striga unii altora diverse lucruri. Nu e normal. N-ar fi mai bine să stăm la o masă a dialogului și să găsim soluțiile cele mai bune? Poate unul spune un lucru deosebit, celălalt poate să sprijine acea idee. De ce trebuie tot timpul să fim într-o situație antitetică și să nu rezulte nimic pozitiv? Ei, nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți... Tocmai de aceea m-am dus alături de acești oameni, pentru că ei își doresc să fie pro și niciodată anti. Haide să fim pro. Pro idei constructive. Pro bunătate. Pro omenie. Și atunci lucrurile se pot așeza și cred că gândind așa, putem să avem politicieni de altă factură. Să nu mai avem nici politicieni care să arate diverse semne, nici politicieni care să vină cu boxa în comisie și să pună diverse mesaje, politicieni care să alerge după alții cu telefonul pornit și să transmită mesaje de iubire. Da? Da? Lucrurile acestea trebuie să înceteze, că altfel nu văd direcția potrivită pentru țara asta. Nu credeți că au ajuns până la urmă oamenii aceștia implicați în politică să fie foarte radicalizați, așa? Adică, domnule, ori ești cu mine, ori ești împotriva mea? Da, și vedeți dumneavoastră, acolo tensiunea este verbală, lucrurile sunt... Președintele țării iese la amenință pe președintele Camerei Deputaților, la amenință, îl jignește, îi spune într-un fel, celălalt iese, repetă cuvântul și în rândul cetățenilor, nu știu cât de bine este să transmitem astfel de mesaje. Oamenii au nevoie de lucruri pozitive, de lucruri care să se întâmple acum și bine pentru ei, să producă efecte care pot fi simțite și de copiii de la școală și de părintele de acasă. Avem nevoie de o viață luminoasă, de oameni care să gândească într-o direcție pozitivă. În general, și nu numai să stăm în tensiune și în... și în certuri de acestea. Da. În general, să știți că este una dintre întrebările pe care le adresez invitaților. Ce poți să-mi spui bine? Dă-mi o știre pozitivă despre comunitatea din care vii. Dacă vine de la Brăila, dacă vine de la Galați. Și invariabil să începe cu un lucru rău. Păi la noi ce? Se asfaltează? Păi ce? Asta e stare de normalitate. Dar în rest, o grămadă de lucruri rele despre. Uitați, vă dau eu un lucru bun care s-a întâmplat la Brăila. A primit de curând titlul de capitală a antreprenoriatului românesc la Gala Municipiilor din România. Cum vedeți dumneavoastră această realizare? Domnul primar al municipiului Brăila. Brăila a primit, da. Place să cred că nu, da. Numai domnul primar. Am văzut imaginile și l-am sunat pe domnul primar să-l felicit. Mie mi se pare un lucru foarte bun.
Evaluarea, din câte am înțeles, a fost făcută de Consiliul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. CNIPMMR, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, da. Brăila, totuși, vorbeam de lucruri pozitive, are un șomaj de sub 1% la ora aceasta. Datele statistice asta spun. Sub 1% șomaj pe municipiu. Cred că este un lucru bun și din perspectiva în care, intrând în acest dialog cu acești oameni, primind și acest titlu, poți primi un tip de deschidere și poți să atragi niște firme care să fie interesate să investească în municipiul Brăila. Cu toate acestea, să știți că au fost... Mi se pare un lucru bun și l-am sunat pentru a-l felicita. Au fost voci care au criticat acest premiu, argumentând că Brăila nu este nici pe departe un exemplu al reușitei din punct de vedere al antreprenoriatului. Depinde cu cine comparăm. Nu știu ce alte orașe au fost în candidatura aceasta. Bănuiesc că n-au fost cele la care s-au gândit cei care au aruncat imediat cu vorbele. Dar, într-adevăr, dacă am comparat cu Bucureștiul, într-adevăr, nu este capitala antreprenoriatului. Păi, îmi place să cred, dacă se vorbește despre o capitală a României, că l-au comparat cu toate orașele, nu? Deși în finală știu că au ajuns cu Suceava și Constanța. Eu știu că sunt candidaturi pe Suceava și Constanța, vedeți? Deci, e un lucru foarte bun. Haideți să vorbim cu cineva care a criticat acest premiu. Domnul Lucian Căprariu, consilier independent în Consiliul Local Municipal Brăila. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud. Vă mulțumesc că v-ați alăturat discuției noastre. Domnule Căprariu, mie mi se pare un lucru bun faptul că Brăila a primit titlul de capitală a antreprenoriatului românesc la Gala Municipiilor din România. Dumneavoastră nu ați avut pe o rețea de socializare chiar o reacție de bucurie. Cum vă argumentați punctul de vedere? În primul rând vreau să salut antreprenorii din Brăila, pentru că aceștia țin orașul în viață în dovadă de eroism în condițiile actuale din România. Aș primi cu mare bucurie ca acest titlu să fie real, adică să fie resimțit de chiar antreprenori și într-adevăr să fie capitală, și nu capitala cui? A județului? Antreprenoriatului în județ? Sau n-am înțeles foarte bine. Nu. Dacă este titulatura este capitala antreprenoriatului românesc. Păi asta vreau să spun. Haideți să ne comparăm cu acele orașe spre care toată lumea se uită și unde se desfășoară afaceri, unde este un mediu efervescent, inovativ, antreprenorial, creativ, unde oamenii, unde se creează locuri de muncă, da? Deci asta nu înseamnă că la noi nu s-au creat, dar nu cu sprijinul autorităților în niciun caz. Pentru că vă zic că eu chiar lucrez în zona asta și sprijin inițiativele astea în mod activ și știu cu ce se confruntă. Uitați, n-aș vrea eu să mă transform acum în avocatul primăriei municipiului Brăila sau al domnului primar Marian Dragomir, dar o să citez o declarație de domniei sale pe care a dat-o pentru Obiectiv Vocea Brăilei. Citez acum: primăria Brăila este un partener corect și avem câteva exemple. Pentru chinezii care au venit la fostul complex Armonia, noi facem extinderea șoselei Focșani de la 2 la 4 benzi. Vom avea anul viitor, după ce vor deschide fabrica, 3 linii de transport public până la fabrică. În cazul celor de la Iazaki, primăria municipiului Brăila a finalizat iluminatul public până la poarta fabricii. Și continuă domnia sa. Deci, cumva, grijă față de companiile care s-au relocat în municipiul Brăila. Mă bucur că primarul a răspuns chiar apelului meu de a se lumina acea stradă. A fost ca urmare a solicitărilor celor de la fabrică. Am fost în zonă. Deci mă bucur că s-a delegat acest lucru. Iată că putem colabora, însă nu cred că este un lucru suficient și vorbim de aici de antreprenoriat în general, de o atmosferă generală, de un număr de o dinamică a întreprinderilor, de un mediu de business favorabil. Ceea ce vă zic că nu se regăsește. Pot să vă dau exemple cum nu am înțeles și nu văd mai departe autoritățile să... Cu siguranță o să vă invit aici la o emisiune să discutăm subiectul acesta mai pe larg. Dar o singură întrebare înainte de final, domnule Căprariu. Nu credeți că un astfel de titlu
chiar dacă din punctul dumneavoastră de vedere nu reflectă întru totul titulatura de capitală a antreprenoriatului românesc, nu credeți că ar trebui privit cu mai mult optimism, mai ales de către oamenii implicați în administrație? Păi optimist din ce să vină, domnul Rugin? Știu eu, poate pentru deschiderile care pot rezulta din acest titlu. Păi eu înțeleg că titlul este o consecință a ceva și nu este ceva care, din care să rezulte această deschidere. Deci este ca urmare a ceva, ca urmare a unui lucru care se întâmplă. Actualmente, ori ele nu se întâmplă. Trăim într-o, iarăși revenim la teoria formelor fără fond. Deci, haideți, cu cine ne comparăm? Eu aș fi foarte, foarte bucuros și credeți-mă că nu m-ar interesa niciun fel politica dacă cu adevărat am fi capitală a antreprenoriatului. Există clasificări obiective făcute în acest sens. Îmi place să cred că au existat și aici niște clasificări făcute după anumite reguli, nu? Făcute în cadrul acestei asociații în care ne-am dat premii între noi, dar clasificări obiective venite din zona mediului de afaceri sau a presii de specialitate, vă spun că nu sunt deloc măgulitoare. O să dezbatem acest subiect într-o emisiune viitoare când veți fi prezent aici în platoul emisiunii. Vă mulțumesc foarte tare pentru intervenția dumneavoastră, domnul Lucian Căprariu, consilier independent în Consiliul Local Municipal Brăila. Ați văzut, nu toată lumea e la fel de optimist, așa. Eu mă bucur, de exemplu, eu când aud ceva. Eu am văzut și o parte bine optimistă din acest dialog. Domnul Lucian Căprariu a spus că a propus domnului primar să se ilumineze o stradă și acest lucru s-a și întâmplat. Mi se pare o chestiune pozitivă. Vedeți, am văzut un lucru pozitiv într-un dialog. Ne apropiem de anii electoral 2019-2020. La un moment dat vorbeam în emisiunea trecută când ați venit aici împreună cu domnul Ponta, dacă sunteți pregătiți pentru europarlamentare. Spunea domnul Ponta că este pregătit, că va fi pe lista de europarlamentari, dar dacă va ieși europarlamentar, va ceda poziția pentru alte persoane. A stabilit care sunt acele persoane care vor fi pe lista propusă electoratului? Pentru... Încă nu am stabilit. Dar în ianuarie ne-am propus ca termen să luăm decizia și a candidaturilor pentru europarlamentar. Ce ne facem noi? Ce am putea să facem noi, doamnă deputat, astfel încât în acești doi ani electorali care urmează, 2019 și 2020, să nu ne mai lovim de aceeași problemă cu care ne-am întâlnit la celelalte campanii electorale? Adică, peste noapte, politicienii din Galați și din Brăila își dau seama cât de mult se iubesc, cât de multe proiecte comune ar putea avea și vor putea să, în felul acesta, să-i păcălească pentru a nu știu câta oară pe cetățenii din Galați și Brăila pentru a le da votul. Iar după ce sunt aleși, iar nu mai colaborează Galațiul cu Brăila. Vorbim de orgolii? Habar n-am despre ce. Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Dispar în timpul campaniei electorale? Nici de cum nu dispar. Însă, așa cum am spus și în emisiunea precedentă, până la urmă cele două orașe își vor da mâna, pentru că dezvoltarea lor economică și ceea ce reprezintă ele pentru sud-estul României este foarte important să fie împreună. Dunărea de Jos. Dunărea de Jos, deocamdată, dacă e să judecăm așa, se judecă, fac și eu un joc de cuvinte, că asta am rămas de pe urma faptului că am avut un premier de la Brăila, n-am avut decât semnarea unui contract care încă n-a fost pus pe o direcție. Și un vicepremier de la Galați. Și un vicepremier de la Galați și mulți miniștri de la Galați, cred că și de la Brăila. Corect, se va termina și acel proces și va trebui să reluăm de la un moment zero tot dialogul. Până la urmă, dacă terenul era nefolosit, trebuia să ia o decizie, nu într-o direcție sau alta. Ați declarat la emisiunea trecută că dacă domnul Mihai Tudose ar fi rămas premierul României, nu ați mai fi plecat din PSD. Și atunci asta mi-a deschis o altă perspectivă. Ce veți face dumneavoastră dacă veți ajunge la campania locală din anul 2020 și va trebui să intrați în competiție cu prietenii și colegii dumneavoastră de la PSD? Deci nu e vorba de prietenii, este vorba de foști colegi de la PSD. Avem o relație de dialog și același lucru se va întâmpla și în campanie. Va fi dialog. Pe idei ne vom lupta pe idei. Nici de cum pe injurii sau alte lucruri. Asta îmi doresc eu. Păi și dacă veți primi din partea cealaltă un alt tratament, ce veți face? Cum veți răspunde? Eu cred că nu.
se va întâmpla acest lucru. Cel puțin în organizația Brăila n-am văzut aceste lucruri. Eu mi-aș dori foarte tare să nu se întâmple acest, aceste întrebări. Vă dați seama că provin tocmai din experiența pe care am trăit-o în toți acești ani, când am văzut politicieni. Vom vedea la momentul potrivit. Da. Cine credeți dumneavoastră că ar fi cea mai potrivită persoană care reprezintă pro-România să intre în competiția electorală pentru prezidențiale? Pentru că domnul Ponta a spus că nu-l interesează. Nici această decizie n-am luat-o, dar la momentul potrivit vom căuta un om care să corespundă criteriilor de integritate și a dorințelor acestui popor. Să fie un om competent, un om care să fi dovedit profesional în viața de până atunci, să aibă o cale de dialog cu cetățenii, să fie un om al dialogului în principal, pentru că această funcție, nu, de președinte presupune foarte mult dialog, foarte multă echilibru, diplomație, sigur, echilibru și, de ce nu, și un om foarte plăcut, care să inspire bunătate și omenie. Credeți că România este pregătită pentru un președinte femeie? Cred că da. S-a vorbit zilele acestea despre inițiativa depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Am impresia că este o inițiativă pornită de la PMP, îmbrățișată cumva și de către USR și PNL. Parlamentarii dumneavoastră ar susține o astfel de moțiune? Eu știu că sunt mai multe variante de moțiuni, ce știu eu când am plecat astăzi din Parlament, și PNL-ul se pregătește de o moțiune, da, noi am votat o asemenea moțiune de schimbarea guvernului cu o singură condiție. Nominalizarea primului ministru să fie tot din coaliția majoritară. Nu putem discuta că cineva din opoziție vine și spune eu sunt prim-ministru, așa cum s-a întâmplat la precedenta moțiune când domnul Orban își dorea foarte mult să devină prim-ministru și atunci dialogul cu cei din PSD care ar putea sprijini acest demers a fost închis. Adică lucrurile trebuie făcute cu maximă seriozitate și cu asumare de responsabilitate, astfel încât să aibă și finalitate demersul, dar și perspectiva să nu fie una de haos sau una care să genereze necredibilitate. Deci, dacă s-ar pune problema, domnule, moțiune de cenzură, cum ar trebui să existe negocierile între cei care semnează această moțiune de cenzură? Facem o moțiune de cenzură, o semnăm, dar nu venim cu nicio propunere de premier? Îi lăsăm tot pe cei de la PSD să vină? Nu, nu. Procedura este relativ cunoscută. Președintele invită grupurile parlamentare la negocieri, fiecare grup parlamentar face o propunere, iar președintele ține cont de majoritatea parlamentară. Da, în cazul în care vor fi, știu eu, parlamentari de la PSD care au votat pentru, știu eu... Se vor duce lângă PNL? Nu, probabil că vor avea puncte de vedere divergente. Vedeți, asta este ciudățenia acum, că există și parlamentarii PSD care sunt nemulțumiți de guvernarea actuală. Dar asta nu înseamnă că ar susține cealaltă variantă cu un prim-ministru care să nu asigure o majoritate. Am citit că a semnat și o declarație pentru demiterea domnului Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputații. E unul dintre principalele scopuri pe care îl are în momentul de față pro-România din punct de vedere politic? Consider că plecarea din fruntea Camerei Deputaților a domnului Liviu Dragnea ar recredibiliza ceea ce înseamnă Camera Deputaților Parlamentul României și probabil ar aduce și normalitatea în demersul nostru legislativ acolo. Și de aceea am semnat cu toată convingerea aceasta. Iar în momentul în care ar fi îndepărtat domnia sa de la conducerea partidului, vedeți pro-România într-o relație de colaborare? Vorbim de demiterea de la președinția Camerei. La președinția Camerei, ați da. Întrebat acum de partid? Da, da, cam sunt legate astea. Dacă pleacă de la președinția Camerei, vă dați seama acolo că pro-România nu are nicio... Da, da, da. Vă vedeți într-o relație de colaborare dumneavoastră pro-România și PSD? De a susține, da. O majoritate stabilă care să ofere acestei țări un guvern stabil și care să funcționeze corect pe cerințele cetățenilor. În cazul în care ar fi îndepărtat domnul Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social Democrat,
Excludeți o revenire a dumneavoastră la Partidul Social Democrat, lăsându-i pe cei de la România, Pro-România? V-am spus că am pornit într-un demers de a face un partid cu oameni altfel, cu o politică altfel. Pro. Pro-România, pro-unitate, pro-dezvoltare, pro-economie. Deci dacă vreodată vă mai cheamă cei de la Partidul Social Democrat, nu vă mai duceți acolo, rămâneți la Pro-România. Da. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Vă mai aștept aici pentru că o să avem o grămadă de subiecte de discutat, mai ales în perspectiva anilor electorali 2019-2020. Chiar așa, în momentul de față, Pro-România, filiala Brăila, are mulți membri? Ați reușit să atrageți mulți membri? Depinde ce înseamnă mulți. Cam 350 de membri de partid. Depinde la ce ne raportăm. E mult, cred că e mult, nu, să aveți 350 de membri? Este o organizație de început, la început de drum, cu oameni care au venit din dorința de a schimba lucruri și oameni care își doresc să facă parte din această formațiune politică, cărora nu avem la momentul acesta le oferi funcții sau alte lucruri. Îi îndemnați doar să vină la muncă. Îi chemăm la muncă, alături de noi, cu idei și cu mult optimism. Iar noi vă dăm un sfat, încercați să identificați cât mai mulți oameni capabili să fie purtători de cuvânt al mesajului Partidului Pro-România, pentru că știți, la un moment dat chiar vorbeam și cu mai mulți colegi din presă. Bă, ne dorim la un moment dat să fie mai mulți oameni cu care să comunicăm, cu care să dialogăm, că la un moment dat, nu știu de ce, dar partidele acestea politice își nominalizează una, două persoane și se cam termină cu... Vă promit că în organizația Brăila vom căuta. Bine. Pro-România Brăila. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor! Vă mulțumesc!